După încheierea jocurilor marinărești, turiștii aflați pe faleza cazinoului, dar și cei din centrul istoric al orașului, au avut parte de încă o surpriză. Marinarii și-au aprins torțele și, acompaniați de fanfara forțelor navale, i-au invitat pe toți la un marș prin zona peninsulară. Defilarea a început de la intrarea în portul Constanța, a continuat apoi prin fața cazinoului, centrul istoric și s-a încheiat în piața Ovidiu. Foarte frumos! E foarte frumos, foarte aglomerat, dar e foarte frumos. De-abia așteptam seara asta. Foarte frumos. E un moment deosebit. Este fenomenal. Foarte frumos, tineret, petrecere. Ne place. Turiștii aflați pe faleza cazinoului i-au înconjurat pe marinarii care se retrăgeau festiv cu torțele aprinse și i-au însoțit câțiva kilometri prin centrul vechi al Constanței. Avem cea mai tare fanfară militară. Este un spectacol foarte frumos. Sunt impresionată de fanfară. Festivitățile s-au încheiat în cele din urmă cu aprinderea pavoazului electric la bordul navelor ancorate în portul Constanța.